Deschidem Sfânta Scriptură la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de unde citim textul corespunzător duminicii trecute, cu titlul Mulțumitori în Biserică. Luna aceasta, în calendarul Uniunii, este luna mulțumirii. În fiecare duminică o temă despre mulțumire și slăvit să fie Domnul că Domnul ne ajută să fim mulțumitori. Mulțumitori în biserică, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 12 la 18, inclusiv, cuvântul spune așa. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi și care vă cârmuiesc în Domnul și chiar și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Plecând de la această temă. Mulțumitori în biserică și plecând de la acest cuvânt, căutând să-i pătrund sensul, înțelesul și învățătura pe care o transmite, am descoperit că, de fapt, aici sunt trăsăturile de caracter ale omului mulțumit sau mulțumitor în biserică. Noi putem fi mulțumitori, nemulțumitori sau nepăsători. Nici într-o parte, nici într-alta. Așa să nu ne pese. Alții nemulțumiți, alții mulțumiți și la alții nu le pasă. Am descoperit că aici e un cuvânt de învățătură foarte frumos și foarte practic, care vorbește despre trăsăturile unui om care e mulțumitor în biserică. Și primul lucru pe care îl face un astfel de om, primul lucru de care dă dovadă, prima trăsătură de caracter a acestui om este faptul că respectă liderii, respectă liderii. Versetele 12 și 13, două versete se ocupă de acest subiect și accentuează Apostolul Pavel. Cineva ar zice că uh, cuvântul ăsta e să ne apere pe noi sau e self-serving, e cu scop uh, uh, individual, personal. E păi normal că predicatorul o să rostească cuvinte care îi apără slujba. Dacă nu ar fi scris aici, nu am vorbit și n-am predicat despre subiectul acesta, dar este scris. Și în două versete, Apostolul Pavel accentuează. În primul rând, modul în care un om mulțumitor își respectă liderii este printr-o perspectivă pozitivă asupra slujirii lor. Priviți bine, spune. Traducerea noastră. Vă rog să proiectați versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc, care vă conduc și care vă sfătuiesc, vă conduc și vă sfătuiesc. În limba engleză, traducerea este to recognize, adică să recunoști, să admiți. Să realizezi că e bine ceea ce ei fac. Să priviți bine, să te uiți cu ochi pozitivi, îngăduitori, înspre cel care sau cei care conduc sau te conduc, dacă îi recunoști ca și lideri. Deci să priviți bine, nu rău când se ridică la anvon să-ți cauți de lucru, să-ți meargă mintea în altă parte, să te joci la telefon, să vorbești cu vecinul, pentru că asta înseamnă că nu privești bine. Dacă privești bine pe cineva, o să fii interesat să asculți ce are de spus. O să consider că Dumnezeu are un cuvânt pentru tine și Dumnezeu folosește liderul, predicatorul respectiv ca să-ți aducă un cuvânt din partea lui. Pentru asta trebuie să îi privești bine întrebarea pentru noi toți. Cum îi privim noi pe cei care ne conduc și ne învață? Îi privim bine? Avem o perspectivă pozitivă asupra slujirilor? Apoi mai departe în versetul 13, o prețuire înaltă în dragoste, să prețuiți, să-i prețuiți foarte mult nu numai să-l privești bine, să zici, omul acesta e omul lui Dumnezeu, faci o lucrare bună, faci o lucrare pentru Domnul, dar să și pui preț pe slujirea pe care o face, să-l prețuiești, să consideri în dragostea creștină că faci un lucru de valoare, că faci un lucru de mare preț, asta înseamnă să-l prețuiești foarte mult. Acum, întrebarea se pune dacă, dacă privești bine pe un lider și dacă îl prețuiești foarte mult, o să-ți vină foarte greu ca să-l vorbești de rău. O să-ți vină foarte rău ca să arunci cu. și foarte greu ca să arunci cuvinte de ocară sau hulă sau bajocură sau mai știu eu altceva. În momentul în care. Ai o perspectivă pozitivă și prețuiești o lucrare, o slujbă, un lucrător. În momentul acela, știi să te rogi. Ai o atitudine corespunzătoare. Și, de fapt, ai o atitudine de mulțumire. Înseamnă că ești un om mulțumitor. Un om mulțumit în biserică. Un om nemulțumit în biserică nu va avea atitudinea asta. Nu o să aibă o perspectivă pozitivă, nu o să prețuiască liderii, ăla e nemulțumit. Și nemulțumirea lui începe de sus în jos. De la păstorul senior la omul care face curățenie. E nemulțumit și de ăla, și de ăla, și de ăla, și de celălalt. Omul care e mulțumitor respectă, în primul rând, liderii. Asta spune în uh, întâi capitolul 5. În două versete, versetele 12 și 13. Asta e prima trăsătură. Și noi ar trebui să fim incluși aici, noi ar trebui să ne includem aici. Unii față de alții și față de liderii pe care Dumnezeu i-a pus între noi. Apoi, a doua trăsătură de caracter, care am văzut-o tot pentru omul mulțumit. Asta aparține omului mulțumit sau mulțumitor. În versetele 14 la 15, răspunde nevoilor celorlalți răspunde nevoilor celorlalți. Adică omul care e mulțumit și care e mulțumitor se uită în jurul lui și descoperă nevoile. Vede ce nevoi au cei din jur. Într-o biserică mare, cum e biserica asta, nu poți să cunoști pe toată lumea și toate nevoile din biserică. Dar poți să cunoști nevoile care ești pe lângă tine nici nu-ți cere Dumnezeu să le cunoști pe toate, să le rezolvi pe toate. Dar trebuie să le cunoști pe cele de lângă tine, pe lângă oamenii care sunt prietenii tăi, colegii tăi, tovarășii tăi, cei cu care te întâlnești mai des, cei lângă care stai când vii la biserică, îs câțiva oameni în jurul tău. Mă gândesc și sper că nu-i nimeni izolat în biserică. În biserică trebuie să fii conectat cu cineva și acel cineva este conectat cu altcineva și acel cineva e conectat cu altcineva și în felul ăsta se formează un trup. Că de exemplu, mâna, mâna dreaptă e conectată de umărul drept, mâna dreaptă nu e conectată de picior, nici nu e conectată de umărul stâng. E conectată cu tot trupul, dar fizic e conectat cu o singură parte. Adică dumneata ca și individ, nu poți să cunoști pe toată lumea să știi ce face toată lumea. Dar ești conectat cu cineva, și acela cu altcineva, și așa suntem toți interconectați. Și atunci, dacă noi suntem conectați unii de alții, fiecare în cercul nostru, noi vedem nevoile celorlalți și răspundem nevoilor. Un om mulțumit înaintea lui Dumnezeu și în biserică se uită și vede nevoile care apar și răspunde acestor nevoi. Și iată câteva, nu cred că sunt toate, dar câteva pe care le enumeră Pavel aici și spune cum să răspundem acestei nevoi pentru cei care trăiesc în neorânduială. Care este răspunsul nostru la cel care trăiește în neorânduială? În, Haideți să vedem și în limba engleză care e traducerea. Vă rog să proiectați versetul 14 versetul 14, într-una din traduceri. Zice, unruly, adică cei care nu respectă, cei care încalcă, cei care deranjează, cei care produc ceartă sau dezbinare și așa mai departe, acolo se include. Care-i nevoia persoanei respective? Că noi ceilalți care suntem în jur, noi trebuie să răspundem nevoii. Dacă vezi că fratele tău, colegul tău, cel de lângă tine, e unul din ăsta care trăiește în neorânduială, care e răspunsul? Care e nevoia lui? Care este nevoia lui? Să-l mustri! Asta e nevoia! Asta e nevoia lui! O persoană care trăiește în neorânduială trebuie mustrată! Dacă nu-l mustră nimeni de lângă el, nu știe că trebuie să se îndrepte! Cum să se îndrepte cineva pe care nu-l mustră nimeni? Nimeni nu-l trage deoparte să-i spună, mă frate, ai grijă, vezi, nu-i bine lucrul ăsta, come on, suntem frați. Dacă nimeni nu-l mustră pe cineva în felul acesta, nu se îndreaptă. Nevoia unui om care trăiește în neorânduială este mustrarea. Și Apostolul Pavel spune, mustrați pe cei care trăiesc în neorânduială. Și nu mă uh, ocup așa de mult de aspectul acesta și se explică exact ce și câte categorii sunt aici în neorânduială. Dar nu-i bine dacă vezi pe cineva în biserică și pe lângă tine, în cercul tău, care nu face lucruri ziditoare, pozitive, mustră-l, trage-l deoparte, Voi nu se poate, între preteni, între frați, și să vezi că sunt șanse să se îndrepte. Ei, dacă îl mustri pe un străin, ăla se uită la tine și zice, dar cine ești tu? Lasă-mă, îți place, mă, pleacă de aici. Dar dacă e prietenul tău, dacă e colegul tău, atunci ai acces la el. Un, un altul care e mai străin, care e mai departe, nu prea are acces. Dar prietenul lui, tovarășul lui, cel de lângă el, de aceea vorbește cuvântul la toată biserica. Fiecare să se uite în jurul lui. Cel care trăiește neorânduială, nevoia lui este mustrarea. Mergem mai departe. O să vedem în jurul nostru desnădejde. Desnădejde. care e nevoia celui care e deznădăjduit? Nevoia este îmbărbătare. Îmbărbătare. Dacă un om i-a apăsat și a pierdut speranța, nu știu prin ce a trecut. A trecut printr-o greutate, printr-o boală, printr-o povară, printr-un necaz, printr-o experiență tristă în familie și poate să fie deznădăjduit. Omul care e deznădăjduit, ăla nu are nevoie de mustrare. De asta e foarte important să vedem care e problema și care e nevoia. Omul deznădăjduit are nevoie de îmbărbătare, păsta nu-l mustri. Dacă mergi și l vizitezi la spital pe unul care a avut accident cu mașina și i lovit săracul, tot îi rupt. Mă, ți-am spus eu să ai grijă, mă. Vezi dacă n-ai grijă. Vezi dacă n-ai condus cum trebuie. Păi ce crezi că rezolvi cu chestia asta? Păi n-ar fi avut el grijă? Păi el a vrut să ajungă acolo. E un accident. N-are nevoie de mustrare ăla care-i pe pat și-o trecut printr-un accident. Ăla are nevoie de îmbărbătare auzi, nu te năcăji. Domnul va fi cu tine, lasă tabla și fierele astea, să îndreaptă, să cumpără altele, nu te necăji. Bine că te-o scăpat Dumnezeu în regulă, A, câteva oase rupte, nici nu e așa de grav dacă nu-i și raspinării rupte, dacă nu-i capul distrus, le uită, să mai pună, împreună, mai pun și șuruburi în ele, Domnul va fi cu tine, te izbăvește, ne rugăm pentru tine, nu e singur, Domnul te ajută, Domnul te sprijinește și când pleci de la spital, omul e îmbărbătat, omul e încurajat. Dar dacă mergi și pe lângă năcazul în care el, pe lângă șuruburi sau rupturi care mai ai și baseball bat și mai dai încă două, așa normal că nu ți-ai făcut datoria. Mare grijă, mare atenție. Suntem chemați să răspundem nevoilor așa cum ne învață cuvântul. Adică acolo unde e deznădejde, oferi îmbărbătare. Noi de câte ori n-am trecut prin momente din astea. Și ce frumos că nu e singur și vine un frate și te îmbărbătează. Dar sunt aproape sigur, mai ales care sunteți mai în vârstă că a trecut și prin momente de deznădejde și au venit fratele sau sora și te-au pus pe te-au aranjat, n-ai mai fost bun de nimic, n zis, de ce am vorbit și cu fratele ăsta? Pentru că omul acela n-a fost atunci luminat, n-a fost călăuzit, n-a fost inspirat, el a crezut că face bine, dar a dat cu bâta în baltă, a făcut ceva rău. Cel care e are nevoie de încurajare, de îmbărbătare. Apoi, altă nevoie care putem să o vedem în jur este slăbiciunea. Slăbiciunea. Sunt oameni slabi, fraților, pe lângă noi. Sunt oameni slabi. Nu pot înainta, pur și simplu e slab. Imaginați-vă și în cele duhovnicești, este exact ca și în cele fizice, pământești. Păi, vezi că e slab. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, ați mers la magazin undeva și ați văzut o femeie de 80 de pounds, nu stau hainele bine pe ea, are și 75 de ani, și cu două genți. Și te uiți la ea și măi, să nu cadă, dacă suflă vântul, e bai. Și ce ai făcut? Care a fost primul instinct? Se mergi să o ajuți, ai mai slabă femeia asta, nu poți să ducă. Mergi și ai pus mâna și ai ajutat și te-ai simțit bine. Da, dacă mergeai la ea și aveai un comentariu din ăla, dar unde e bărbatul tău? Dar tu ai venit singură, tu n-ai știut că e greu să vii la prăvălie așa? Să te duci să-i oferi mustrare, mai mustri o femeie care abia și duce geanta sau cumpărăturile observați că pentru fiecare nevoie este un răspuns, trebuie să oferim ceva. Păi cel care e slab, îi oferim sprijin, îl sprijinim. Văd că abia te duci, te țin de mână, sprijinește-te aici, pune mână aici sau te prind eu cumva și te ajut să mergi. Ăla care e slab are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor. Ajutorul acesta Poate să fie fizic, dar în cele duhovnicești poate să fie doar prin cuvinte. Frate, știu că e slab, văd că e slab, sau îți spune el, mă nu știu de ce e așa de slab. Păi nu-l întreba, dar de ce e slab? Ar trebui să fii tare. Asta nu rezolvă nimic. Păi de ce e slab? Mă, nu știu de ce sunt slab. Frate, vreau să te sprijinesc, vreau să te ajut, vreau să te sfătuiesc. Hai cu mine să stăm puțin de vorbă. Hai să ne rugăm împreună. Uite, am aici un verset pentru tine care o să te sprijinească, o să te întărească. Poate e o, o soră mai în vârstă, văduvă, poate e un om mai în vârstă, poate e un tânăr mai singuratic, care e slab. Noi toți am trecut prin momente de slăbiciune, toți fraților. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, nu absolut toată viața am fost super spiritual și duhovnicești. Am avut perioade de timp, poate au fost o lună, poate au fost câteva luni de zile, a fost, au fost niște bătălii duhovnicești în inima noastră și am fost mai slab, și am recunoscut. Și ce frumos că a fost cineva care să ne sprijinească, să ne ajute. Asta se potrivește și în familie extraordinar. Soț și soție. Soț drag, dacă vezi că soția e slabă, nu mai lovi, nu ataca, ajut o ajută-o să se ridice. Arată compasiune, arată înțelegere, că va trece perioada aceea și poate că vine o vreme în care tu ești slab. Și ea va trebui să facă la fel, să te ajute, să te îmbărbăteze. Și în familie, oamenii se cunosc unul pe altul mai mult decât oricine altcineva. Tu trebuie să vezi dacă soția e mai slabă. Soție, tu trebuie să vezi dacă soțul e mai slab. Și nu trebuie să fii învățător și lider, nici filozof, nici psiholog, nici predicator, nici păstor, ci trebuie să fii persoana cea care înțelegi. Mă rog pentru tine, dacă pot să fac ceva, sunt gata să te ajut, este foarte important. Frații și surori, în slăbiciune, când altul e gata să cadă, e gata să se nece, intervii ca să-l ajuți. Țin minte, ani în urmă și probabil că am mai zis, dacă vezi pe cineva că să înneacă, să neacă, că nu știe să noate, păi tu nu începi să strici. Auzi mă, uite, așa trebuie să dai din mâini. Vezi că nu dai bine din picioare. Vezi, ai grijă, nu te un încolo că e apa mai adâncă. Păi omul nu are când să neacă, nu știe să note. nu are nevoie de sfat și de învățătură. Omul are nevoie de colacul de salvare. Ori ai colacul de salvare și îl arunci ca să se prindă de el, ori A, te arunci tu în apă, dacă tu știi să noți. Dacă nu știi să noți, nu te aruncă, că mor doi și bai. Dacă știi să noți, te arunci în apă și îl scoți afară. Așa răspunzi la nevoia celui slab, cel care e slab. Ori ajungi, arunci colacul de salvare, ori sar și înoți ca să-l salvezi. De deci ce are nevoie cel care e slab, cel care e în slăbiciune? Versetul 14. Sprijin, oferă sprijin. De asta suntem împreună. Frați și surori, biserica, credincioșii, nu sunt perfecți, noi nu suntem oameni perfecți. Știu că să fac tot felul de afirmații, ba că acolo să ăia smeriți, ba că acolo să ăia cu bani, ba că dincolo să ăia cu digriuri, ba că dincolo altfel. Astea sunt nonsens. Fiecare biserică e formată din oameni imperfecți. Și oamenii aceștia imperfecti sunt iubiți de Dumnezeu și ajutați de Dumnezeu ca să plutească, să se ridice deasupra nevoilor, problemelor, păcatelor, necazurilor și vicilor prin puterea Duhului Sfânt și prin sângele mielui care ne curățește, ne ajută Dumnezeu să ne ridicăm deasupra acestor probleme și necazuri și ne ajută Dumnezeu ca împreună să ne îmbărbătăm unul pe altul, să ne susținem, să ne ținem de mână, să ne ajutăm pentru ca să înaintăm până la final. Acolo unde e slăbiciune, trebuie să oferim sprijin. În orice circumstanță, trebuie să oferim răbdare. Răbdare. Fiți răbdători cu toți cu toți. Și asta ne lipsește la toți, fraților. Acum or fi unii oameni mai răbdători prin temperamentul lor. Rabdă mult, nu zic. Unul, cum l-a înțepat, cum o sărit? Deci cum l-a înțepat? Pe unul dacă l-a înțepat cu un ac, sare ca și cum ai fi dat cu barosul un cap. La altul îi dai o palmă, vorbesc așa metaforic, ok? La altul i-ai dat o palmă și zice, ce s-a întâmplat? Că n-am băgat de seamă. Nu sunt toți oamenii la fel. Nu răspund toți oamenii la fel. Dar Biblia spune că în orice circunstanță să manifestăm răbdare, adică să ai răbdare. Să ai răbdare cu cel slab, să ai răbdare cu cel care nu înțelege, să ai răbdare și cu cel care nu vrea să înțeleagă să ai răbdare cu cel care a rămas în urmă și să-l aștept să-l chem să vină și el. Să ai răbdare cu cel care se crede grozav și nu-i grozav, dar el așa se crede și cu ăla trebuie să ai răbdare. Să ai răbdare cu cel care te vorbește de rău, să ai răbdare cu cel care comentează la orice, să ai răbdare. Asta ne trebuie la toți, asta îmi trebuie și mie. Pentru asta mă rog mai mult poate decât pentru orice altceva. Spun și la soție și la Copii și la nepoți. Acum, dacă aș fi fost așa de răbdător cu fetele cum sunt acum cu nepoții, ar fi fost o performanță mare. Dar înțeleg că asta e performanța bunicilor. Trebuie să ajungi bunic ca să înveți să, să fii mai răbdător. Acum, cred că, cel puțin așa mi se pare mie, că sunt un pic mai răbdător sau chiar mult mai răbdător cu nepoții decât cum am fost. Cu copiii, probabil că și vârsta te ajută Când ești mai tânăr, ești mai pripit, mai agitat, răspuns mai repede Trebuie să manifestăm răbdare în orice circunstanță Noi venim, frate, dar ai auzit, mă, răbdare Dar ai văzut, răbdare Mă, dar nu se mai poate așa, auzi Răbdare, frate, răbdare Că și în familie, și în familie Dacă n-am avea răbdare Câtă ceartă ar fi în casă? Câtă ceartă ar fi în casă? Așa e că te poți certa de la orice. Am ajuns la concluzia, după ce am trecut așa o bună porțiune din viață, că te poți certa de la orice. Începând de la pantof, la șireturi, la mașină, la cheie, la pormoneu, la credit card, la bucătărie, la vase, la apă, la aer condiționat, la cearceaf, la sofă, la ușa de la casă. Vreți să continui lista? Da? o mie, zece mii. De la orice, de la orice. De ce n-ai venit la timp? De ce mai ai făcut să aștepți? De ce n-ai făcut aia? De ce nu-i aia făcută? De ce? De ce? Ce ne spune Sfântul Pavel? Ce să manifestăm în orice, cu toți? Răbdare, frate, răbdare. Haideți din când în când să mai luăm piciorul de pe accelerator. Ia-i piciorul de pe accelerator, pui piciorul pe frână. Răbdare, pentru că asta binecuvintează. Asta nu ne ajută. De multe ori am vorbit înainte. Că, ca să fi trebuit să vorbesc, și am zis, A, trebuie să tragă înapoi, ar trebui să tragă înapoi. Poate am gândit și n-ar fi trebuit. Fiecare dintre noi să judece viața lui, să judece modul lui de activitate. În toate trebuie să manifestăm răbdare, suntem binecuvântați. Apoi, acolo. Unde vedem răutate? Care este răspunsul? Ce oferim? Ce oferim noi când nouă ni se oferă răutate? Și când vedem răutate, că este și răutate în lume. Cum s a, a predicat și fratele Marc, așa de frumos, și ne vorbea despre pericolele care sunt în lume și a învățătorilor din lume. Care e răspunsul nostru? La răutate, Că, mai ales când e personal, cineva îți face rău. Versetul Versetul 14, versetul 15, rectific. Luați seama, deci e un, e un semnal de alarmă, e atenție. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Dar ce să-i fac, frate, să-l iau în brațe și să-l pup? Păi ai văzut ce mi-au făcut? Yes? Ia? Yeah. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, cei care vă prigonez, rugați-vă pentru ei. Și cine îți face rău, caută să-i faci un bine. <laughs> I wish that was that easy. I don't know how it's among the young people. If somebody does something bad to you, what's your reaction? What's your reaction? I'm going to set him in his place. I, will get the chance. Probably that's what it is. Și în, între oamenii adulți la fel. Lasă că vine rândul, frate, lasă. mi dă Dumnezeu pe mână. E vine lui rândul. Atitudinea asta nu este biblică, nu este duhovnicească. Nu-i din Biblie, nu-i de la Dumnezeu, e din firea pământească. Și noi trebuie să recunoaștem împreună cu Apostolul Pavel că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească. Și dacă noi recunoaștem lucrul ăsta, că nimic bun în mine nu-i de la mine, nimic bun în mine nu-i de la mine, numai ce rău. Și fă exercițiul ăsta, frate, asta te ajută și mă ajută să avem o atitudine de umilință înaintea lui Dumnezeu care place Domnului. Analizează-te și spune așa în mintea ta. Tot ce e rău în mine e de la mine, ăsta e a meu. Wow, îi vai de mine, yes. Îi vai de tine și îi vai de mine. Tot ce e rău în noi e al nostru, e din firea pământească. Și tot ce e bun în noi e de la Dumnezeu. E de la Dumnezeu dacă vezi ceva bun în tine, dacă îți spune cineva că ai ceva bun, ăla e de la Dumnezeu și tu zici, a, slăvit să fii tu, Doamne. Dacă e ceva rău, mă, mai trebuie să mă pocăiesc. Mă, văd ceva rău în tine, trebuie să mă mai pocăiesc. Pleacă capul, trebuie să mă mai pocăiesc. Doamne ajută! Dacă vezi ceva bun, mă, văd ceva bun în tine. Asta e de la Dumnezeu. Poți să iubești pe frați? Întrebare. Poți să iubești pe frați? Răspunsul ar trebui să fie da. De unde vine iubirea asta? Din Dumnezeu. Din Dumnezeu. Atunci nici pentru asta nu merităm credit. Nu ne putem uita în oglindă să zicem, Fie fii atent, mă, eu, eu, pot să iubesc pe frați, mă, eu sunt plin de dragoste. Tot ce este bun în noi e de la Dumnezeu și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru asta. Și tot ce e rău în noi, din firea noastră pământească, e de la noi. Am moștenit poate de la părinți, am luat de la noi, o mai venit diavolul și a băgat și el să mânța lui acolo. Asta ne aparține nouă. Cei bun e de la Dumnezeu. Și atunci, dacă cineva ne face rău, care e răspunsul? Și vă invit și vă rog să mergeți cu mintea în spate o zi. O săptămână, un an sau mai mult. Ultima dată când cineva ți-a făcut ceva rău. Ți-a făcut ceva rău. Încearcă să-ți aduci aminte. Acum încearcă să-ți aduci aminte. Când a fost ultima dată când cineva ți-a făcut un rău? Și care a fost reacția ta? Care a fost reacția ta? Și ai rezolvat problema. Că răspunsul la rău cuiva este un bine care trebuie să-l faci. Eu ziceam, unii mai zâmbeau când ziceau, mă, dacă este un frate la care nu-i place de tine și ți face rău, invită-l, mă, și plătește un breakfast. Invită-l și plătește un lunch, mă, un, un dinner, mă. Invită-l la tine acasă și fă un barbecue. Invită-l și fă ceva bun. Frate, eu țin la tine, eu apreciez munca ta. Domnul să te binecuvintează. Dacă el se deschide și spune ce are în inimă, se rezolvă o problemă. Dar nu căuta să faci rău. Fă binele! Fă binele când cineva îți face rău! Că Dumnezeu te ajută să câștigi! Că lupta asta e duhovnicească! Nu e între oameni când cineva îți face rău! Îți face rău pentru că. Diavolul îl ispitește și îl pune la rele. E o luptă duhovnicească. Caută să faci bine. Și cred că toți, aș vrea să cred că toți avem și experiențe în care cineva ne-a făcut rău și noi am răspuns cu bine înapoi și fără să ne lăudăm, fiecare am putea să mărturisim și să vedem că rezultatul e binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute. Sperăm că nu-s mulți ca să ne facă rău. Sperăm. Da, dacă se mai întâmplă din când în când, nu-i sfârșitul lumii. Ne rugăm Dumnezeu să ne dea putere să răspundem cu bine. Atunci când ni se face rău, noi să răspundem cu bine. Apoi, în al treilea rând, a treia trăsătură de caracter, deci prima este că își respectă liderii. A doua, răspunde nevoilor celorlalți. După nevoie, așa e și răspunsul. Și în al treilea rând, răspândește o mireasmă duhovnicească. Și aceasta este descrisă în versetul 13, mergem puțin mai sus în versetul 13 și apoi 16, 17 și 18. Creează o ambianță constantă de pace. Trăiți în pace între voi. Asta e o ambianță de pace. Dumnezeu lucrează acolo unde e pace. Dumnezeu. Vrea ca să fie pace. Apoi, atmosferă. Sunt două sinonime, am putea să le suprapunem chiar. O atmosferă constantă de bucurie. Versetul 16. Bucurați-vă când? Bucurați-vă întotdeauna. Asta e o atmosferă continuă în viață de bucurie și de pace. Asta trebuie să fie constant în viața noastră. Nu trebuie să vină și să plece. Nu-i dimineața sau seara. Asta e o stare constantă. Pace, bucurie. Altceva constant în viața noastră este o acțiune constantă, rugăciunea. Rugăciunea. Rugați-vă neîncetat sau tot timpul sau întotdeauna sau în mod constant. Pace constantă, bucurie constantă, Rugăciune constantă. Asta e viața omului mulțumitor. Omul mulțumit, înaintea lui Dumnezeu, are pace, bucurie și se roagă în continuu cu mulțumire. Asta e finalul, atitudine constantă. Atitudine constantă e mulțumire. Mulțumesc lui Dumnezeu când? Pentru toate lucrurile, adică în continuu. Iată, patru constante aici. Pace, bucurie, rugăciune și mulțumire. Pentru că asta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi, cu privire la noi. Așa răspândim o mireasmă duhovnicească. Așa ești de binecuvântat dacă poți să stai de vorbă cu un om care are pace, un om care e plin de bucurie, un om care se roagă și un om care e mulțumitor, îți face bine și încearcă să testezi dacă stai de vorbă cu un om care are pace, un om care e bucuros, care trăiește într-o stare de bucurie, un om care se roagă, un om care e mulțumitor, o să vezi că după discuția pe care o ai cu el, când pleci de acolo, pleci bine. Pleci cu o dispoziție bună, pleci binecuvântat. Au, ce fain, ce părtășie frumoasă am avut. Dar dacă stai de vorbă cu cineva care nu are pace, care nu se poate bucura, care nu se roagă, care nu-i mulțumitor, când te-ai despărțit de el, nu mai poți să dormi sau de ea. Sau când ai încheiat convorbirea și ai închis telefonul, nu mai poți dormi noaptea. S-ar putea că nu mai poți dormi două săptămâni, o lună de zile. Cine știe ce-ți spune, cum te tulbură, te neliniștește. Frați și surori, ne-a chemat Dumnezeu pe noi ca popora Lui să trăim și să răspândim această miriasmă a păcii, a bucuriei, a rugăciunii, a mulțumirii, pentru că merită Dumnezeul nostru să venim cu astfel de atitudine înaintea Lui. Dumnezeul nostru ne-a făcut mult bine. Noi suntem aici pentru că recunoaștem lucrul acesta. Ne-a făcut bine în familie, dacă o spuneam și miercuri seara, ziua mulțumirii. Chiar dacă nu ar fi casă, chiar dacă nu ar fi familie, chiar dacă nu ar fi avere, chiar dacă nu ar fi mașină, chiar dacă nu ar fi celelalte, e Dumnezeu. Care răspunde nevoii sufletului nostru, mai presus de orice, e El, Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, frați și surori. Aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, ca oameni mulțumitori. mulțumitori. Și puneți întrebarea și răspundeți singur. Sunt eu un om, o persoană, o ființă, un soț, o soție un frate, o soră, sunt eu mulțumitor sau mulțumitoare? Am eu o stare după voia lui Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu când se uită la starea mea, să spun asemănător cu ce a spus lui Iov, Dumnezeu să ne ajute. Ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze starea noastră. Și țineți cont foarte mult să dă aici în minte bătălia. Foarte mult, foarte mult. Ai vorbit poate cu cineva la bucătărie, am folosit ilustrația aceasta în familie. Ai, folos, ai vorbit cu cineva în fami, la, la bucătărie acolo, la pregătire pentru nuntă. Nu știu de nimeni, dar dau așa un caz ipotetic, ok? Ai vorbit cu cineva și cineva arunca tri cuvinte, așa numai, nu au băgat de seamă. Și tu te-ai dus acasă și două luni de zile n-ai mai fost bună de nimic sau bun de nimic. Vai, 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 vai. Dar nu-i nimic, nu-i nimic de rezolvat. Că femeia aia, persoana aia nu o băga de seamă, nu, nu știu ce face. Și... Dar tu n-ai mai fost bun de nimic. Pentru că ai lăsat mintea să meargă peste tot. Frați și surori, omul lui Dumnezeu când se concentrează la Dumnezeu, Dumnezeu îi dă liniște și pace și odihnă și hart. Și poate să doarmă și este liniștit când se concentrează la Dumnezeu. Nu mai trebuie să ne meargă mintea peste tot. Și dacă o fi și ăla așa și cealaltă așa, toate astea trebuie lăsate jos la picioarele Domnului. Și El care ne cuprinde cu pacea și cu harul Lui ne binecuvântează. Aceasta dorim pentru noi și pentru copiii noștri.